De primarul comunei Celaru, bună ziua! Bună ziua, dați-mi voie să mă prezint, mă numesc Lucian Lion, primar la primul mandat al comunei Celaru. Ne aflăm pe stadionul Victoria Celaru, Victoria a fost Victoria, acum suntem Știința Celaru. Stadion care la ora actuală găzduiește și echipa FC Universitatea 1948, atât pentru antrenamente cât și pentru jocurile oficiale. Întrebați-mă dumneavoastră despre stadion, sper că apreciați ce vedeți. Da, este un stadion extraordinar, gazonul foarte bun. Cum reușiți să-l mențineți atât de bun? Cu muncă și cu bani. Din păcate nu bani de la Consiliul Local, fiindcă asta e, cheltuielile sunt destul de limitate. Dar ne gospodărim cum putem. Țin să spun că foarte mulți jucători vin și muncesc. După cum o să observați, avem și un compactor, e luat închiriat pe banii lor, avem un tractoraș achiziționat de primărie care îl folosesc tot așa pentru stadion. Încercăm să punem la dispoziție tinerilor din comună și, după cum vedeți, nu numai baza sportivă încât să poată să aibă un antrenament de calitate, respectiv să avem și rezultatele pe măsură. Duminică, două duminică meciuri. Rupem tot, nu se discută. Duminică, Celarul de fapt un singur meci a luat bătaie. În rest și în campionatul trecut a bătut absolut tot. Acum am luat bătaie, nu spun cu cine că i-aș lăuda. Și o să fim sus. Noi Celarul jucăm cu Recolta Ostroveni de la ora 2, iar de la ora 11 o să joace Craiova 1948, care e cel mai important meci, e într-o divizie superioară nouă. Ne bucurăm că nu suntem în acea divizie, în ghilimele, că altfel luăm bătaie, dar până la urmă contează foarte mult bucuria jocului și sperăm într-un număr foarte mare de spectatori. Celarul duce lipsă de așa ceva, vă dați seama, spectatorii au fost undeva la 100-200 de persoane, cei care sunt din comună. Dar așteptăm, avem spațiu. Cam cât preconizați, cam cât au fost cel mai mult aici? Noi suntem o comună de până în 5.000 de locuitori, eu vreau 5.000 de spectatori. Asta e, nu știu dacă pretențiile sunt foarte mari, dar de început măcar, după aceea poate mă mai liniștesc în privința asta. Dar deocamdată, da, ar trebui să fie destul de mulți. Este o sărbătoare pentru această comună? Avem clar și după ce se va termina, clar va fi transformat într-o sărbătoare, fiindcă, da, se întâmplă foarte rar să avem în comunitate acest număr de persoane și, ținând cont de valoarea echipei care e în spatele meu la ora actuală și se antrenează, clar, este un eveniment. Acum sperăm la cât mai multe evenimente de acest gen. Sunt mulți iubitori de fotbal în Celaru, sunt mulți iubitori de Craiova în Celaru și cu siguranță e un lucru bun și se vor bucura foarte mulți. Ce altceva în afară de stadion, de echipă mai pot vedea, pentru că vor veni foarte mulți oameni? Asta e clar. Pe lângă faptul că vor vedea o comună modestă, zic eu, nu e nici printre cele mai fruntașe, dar nu suntem deloc jos, suntem undeva în eșichierul de jumătate sus al județului. Avem o primărie foarte frumoasă, e inaugurată anul trecut, în 2016. Avem un muzeu Vetre Strămoșești, în satul Marotinu de Jos, care poate fi vizitat. Din păcate nu este amenajat la standardele muzeelor județene sau naționale, dar ne mândrim cu el. Oricum, el se află și pe pagina de internet, celaru.gov.ro. Se poate viziona și de acolo destul de bine. Școlile din Celaru sunt foarte bune. În fața școlii din centru avem un părculesc cu care ne mândrim. Actualmente suntem în construcția unui gard, care zic eu că e ceva frumos în zonă. Unități comerciale foarte multe. Și să vă zic, Celaru este o echipă, o localitate foarte importantă din punct de vedere istoric. Adică are o istorie foarte bogată. Ce ne puteți spune? Ce ar trebui să știe în primul rând, da, cei care vă vizitează? Cel mai important ca istorie, avem un monument istoric, e Biserica Sfântul Nicolae, din anii 1800-1820, nu pot să vă spun datele exacte acum.
Iar un lucru foarte important, chiar astăzi am fost în satul Marotinu de Sus, avem monumentul eroilor, eroi în ghilimele, fiindcă nu sunt recunoscuți decât ca țăranii care au pornit revoluția de la 1907 sau revolta de la 1907. Contează foarte mult pentru noi, ceilalți cetățeni atunci, în momentele acelea, nu s-au răsculat, să zic așa. Ei au fost primii din satul Marotinu de Sus, care au plecat către Ghizdăvești, atunci se numea zona Lupancea, în zona respectivă, și de acolo au plecat către Lupăncești, da, mulțumesc, către nordul județului. De asemenea, avem în fiecare sat monumente istorice. Din păcate, avem și un monument al unui erou căzut la Revoluție, Radu Aurel. Pe noi ne mândrim cu el, dar din păcate pentru familie și pentru rudele, care nu sunt puține în comună, nu e un lucru de lăudat. În schimb, copiii îl omagiem la fiecare sărbătoare. Copiii știu că la noi, la Celaru, avem un erou martir al Revoluției de 1989, contemporan cu noi. Aveți și un CD-ul făcut aici la Celaru. Îl mai aveți? Avem un CD-ul de muzică populară. Exact, de muzică populară. Grupul Brâulețu, condus de domnul profesor Ilie Bartoș. Din păcate, în ultimul timp a scăzut în activitate. Domn profesor, pensionându-se, a mai șchiopătat așa în activitatea culturală. Sperăm să-și reîncarce bateriile, să fie alături de noi. Foarte important, am uitat să spun de un veteran din al doilea război mondial, poet, care a murit anul trecut, în 28 decembrie a avut loc înmormântarea, și care ne-a lăsat o carte de poezie, de fapt de întâmplări din război puse în versuri. Ceva deosebit, Mihăilescu Petre Ion se numește veteranul. Din păcate nu mai este printre noi, vrând să facă și a doua carte, dar eu zic că pentru Celaru e suficient ceea ce a făcut și mulțumim post-mortem, dacă e posibil, pe această cale. Ce oficialități au venit alături de dumneavoastră din mandat, sau eu știu, ce prezențe ați avut mai importante în Celaru? Nu pot să spun că, în afară de oamenii politici ai vremii care ne-au călcat, că e normal să ne calce și să ne știe problemele, nu pot să spun că a fost altcineva. În schimb, pe unde mergem, suntem cunoscuți ca și Celaru. E o mândrie, din păcate nu e meritul meu, dar e meritul comunității și sunt mândru să fiu celărean. Cu permisiunea dumneavoastră, mergem să vedem și... Cu mare plăcere să vă prezint instituțiile și, de ce nu, casele. Dacă ați venit dinspre Apele Vii, este satul Ghizdăvești cu niște case impresionante. Au fost niște case de foștii, nu neapărat boieri, dar oameni foarte bine, foarte înstăriți, dar din păcate, prin înstărirea aceasta, copiilor au putut să studieze mai departe și au plecat. Vă mulțumesc! Suntem... Bună ziua, bine ați venit! Numele meu este Marcel Mincan, reprezint Consiliul Local al Comunei Celaru și, bineînțeles, și mediul de afaceri, având în vedere că conduc activitatea unei societăți comerciale importante pentru comuna noastră, zic eu, unde s-au investit mulți bani, nu doar în societate, am contribuit substanțial și la dezvoltarea comunei, am pus umărul la multe lucruri, zic eu, bune pentru comună, pentru tineretul din comună, de care să ne bucurăm cu toții până la urmă, că asta e țelul final. Cum decurg activitățile dumneavoastră? Adică cum este Celarul din punctul de vedere al faptul comercial? Eu știu, Consiliul Local, care sunt problemele de aici? Ce puteți să ne spuneți? Ca orice comună, problemele, mai ales în perioadele astea așa dificile, sunt multe probleme, dar... cu multă atenție, cu multă înțelegere din partea tuturor oamenilor, din partea tuturor instituțiilor, se poate ajunge la consensuri și rezultate bune și chiar decizii importante de a se investi într-un stadion, într-un cămin cultural. Activitatea culturală e foarte importantă în localitățile rurale. E singurul mod prin care consider eu că se pot strânge la un loc toată comunitatea. Activitatea culturală, inclusiv un meci de fotbal, e foarte important.
foarte, foarte important. E un lucru important că la noi în comună putem duminică să avem un asemenea eveniment. De importanță majoră. Pentru dumneavoastră, pentru Consiliul Local, pentru tot ce înseamnă locuitorii acestei comune, ce înseamnă acest meci? E un motiv în special de a ne întâlni și de a discuta diverse probleme, a asista la un spectacol frumos și e un lucru, sau cum să spun, e o satisfacție că stadionul nostru, care s-a investit și muncă și bani și a fost apreciat și a venit aici și o echipă de mare valoare din campionatul de fotbal. Care e secretul acestui gazon? Secretul acestui gazon, vreau să spun că foarte mult din spre bucuria noastră la primărie este și un inginer agronom care se ocupă de arhitectura comunei și foarte mult a muncit la acest gazon și întreținut și tot ce trebuie făcut pentru gazon. Condițiile sunt de o ligă superioară. Condițiile, într-adevăr, ne mândrim cu treaba asta și toți cei care au venit la diverse meciuri de fotbal nu le-a venit să creadă inițial că sunt pe un stadion de o comună modestă, nu? Da. Consiliul Local sau, eu știu, oamenii din jur, cum au văzut implicarea în sport a comunei, a celor care conduc această comună? Adică, cum văd sportul? Să știți că nu au fost prea multe contradicții pe tema sportului. Și nu sunt contradicții, în special pe temele culturale, nu sunt contradicții nici în Consiliu. Și niciunde. De multe ori am găsit înțelegere și la Consiliu, și la oamenii de afaceri, și la sponsori, și la tot. Pentru sport și pentru activitățile culturale nu trebuie să ne dăm înapoi absolut deloc. Mediul de afaceri, ce spune de această prezență a echipei Universitatea Craiova? Absolut, ne face mândrie. E mândria comunei. Am vorbit cu domnul primar, ce au de văzut dumneavoastră, ați mai avea ceva de completat? La nivel de localitate sunt multe de văzut și sunt multe de făcut și, într-adevăr, ne străduim să facem. Parcul din fața școlii va fi un adevărată oază de verdeață și va fi foarte frumos. Căminul cultural de la Ghizdăvești, pentru care domnul primar s-a zbătut foarte mult, nu știu dacă a menționat despre el, da, va beneficia de fonduri europene pentru modernizare și tot o activitate culturală pentru tineretul din comună și pentru copiii noștri. Lucru foarte important, acolo se vor investi câteva mii de euro din fonduri europene și mai sunt și multe alte obiective. Dacă ar fi să îi spuneți cuiva, care ar fi câteva cuvinte, în câteva cuvinte descrieți această comună? Comuna noastră este o comună preponderentă agricolă, activitatea este, sau cele mai multe venituri se vin din agricultură, din munca pământului. Este adevărat că acum mijloacele tehnice sunt altele, nu mai mergem cu plugul și cu prășitoarea la câmp, avem alte posibilități și să nu-și abandoneze pământul, indiferent unde. Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc mult. Sunt multe de văzut în Celaru. Acum suntem în fața școlii primare 1-4 Celaru. Vă arăt pe aceasta fiindcă este una dintre cele mai vechi clădiri. A fost inaugurată a început activitatea didactică în anul 1925. În monografia comunei Celaru există această școală cu toate datele și cu o poză impresionantă de la acea dată, cu toate că este alb-negru, merită văzută. Puteți găsi monografia, cum am spus mai devreme, pe celaru.gov.ro. O să vedem și alte localuri de școală, dar neapărat să o filmați pe aceasta, fiindcă, după mine, arhitectura este deosebită. Aveți elevi care, de-a lungul timpului, care au ajuns, eu știu, sau care au... Da. Ne puteți da câteva nume?
Of, păi aș face o nedreptate pentru cei pe care o să-i omit, dar sunt destule personalități. Aș începe cu domnul Viorel David, directorul Artego S.A., un om care a și investit foarte mult în comună și ne-a ajutat foarte mult. Frații Petcu, Marian, George și, îmi cer scuze, nu mai știu pe celălalt cum îl cheamă, care sunt patronii Recon S.A. din Craiova, la fel o firmă foarte mare cu renume național. Avem doctor foarte bun, dintre care un doctor a rămas la noi, domnul Florian Iliescu, la 90 de ani, este un doctor care actualmente este foarte căutat, nu vă vine să credeți, stă lângă stadion și el, de acolo plecând, țin să vă spun că acolo își petrece timpul liber alergând și făcând sport, la vârsta care v-am spus-o. Foarte multe persoane cu studii superioare care sunt oriunde te-ai duce în România, întâlnești pe cineva și ăsta e un lucru bun. Ne ajutăm între noi cât de mult putem și dacă nu sunt acolo, cel puțin cineva a auzit sau a trecut cineva din celarul pe acolo și e un lucru bun. Sau în lateralul parcului, din fața școlii Celarum. De ce ne uităm la el? Fiindcă este un parc tânăr. După cum se vede, gardul este în construcție la ora actuală, este prins pe fișa de investiție anului acesta și zic eu că n-am mai văzut așa ceva în multe localități, de-aia vi-l și prezint. De asemenea și parcul are o suprafață destul de mare, avem undeva la 6.000 de metri pătrați. Cândva aveam și un luciu de apă, dacă se poate observa pe aceste cănăluțe, deocamdată din cauza secetii de care suferim, nu mai există apă, nu ne putem mândri. Iar peste drum de parc avem dispensarul uman, destul de nou și el, făcut în 2012-2013, terminat. E pe fondurile proprii ale primăriei, sub conducerea de la acea vreme, domnul Celăreanu Stelian era primar. Trei cabinete medicale, medici de familie, un cabinet stomatologic, un cabinet fizioterapie și în incintă funcționează și o farmacie particulară. De asemenea, după cum vedeți, el este dotat și pentru medicină de urgență primară, ceea ce ne dăm silința. Eu și Consiliul Local încercăm să facem un centru de permanență. Ne lovim în schimb de reticența medicilor de familie care n-ar vrea să facă gărzi, cu toate că sunt foarte bine plătite, să stea peste program. Dar în schimb avem un medic de familie care, după cum observați și acum, este la cabinet, care vine după amiaza. E un lucru bun, pe de o parte, un lucru care mai comentează ună lume că ar vrea să aibă medicul dimineață să-și iau adeverință. Dar când e vorba de urgențe, e ceva foarte bun. Suntem aproape în centrul Celarului. În fața noastră este clădirea în care a funcționat muzeul inițial, Muzeul Vetre Strămoșești, la care o să mergem. Aici a fost inițial, dar s-a mutat. O să mergem și acolo, să vizităm și muzeul. Continuăm de jos, satul dinspre sud al comunei Celaru, unde avem un lucru foarte măreț cu care ne mândrim, Muzeul Vetre Strămoșești. A luat ființă cu mulți ani în urmă, prin munca domnului Marin și a doamnei Zenovia Georgescu. Sunt învățătorii multor generații dintre celăreni care au scris foarte mult în Zorile Romanațului, era o publicație la vremea aceea. Continuatorul și un om foarte important, fără de care nu exista acest muzeu, este profesorul de matematică Ancuța Victor, din păcate domn profesor a decedat cu 4 ani în urmă, dar în urma dânsului a rămas un muzeu impresionant. Foarte multe exponate sunt unicat, foarte multe exponate sunt de o valoare inestimabilă. Din păcate nu reușim să-l valorificăm la valoarea lui. E, nu știu, da, e vina noastră, e clar. Ne costă foarte mult, iar cheltuielile ne depășesc bugetul local. Sub muzeu este grădinița de copii, ei vor să fie cei care o să continue activitatea acestui muzeu și o să-l întrețină. Avem căminul cultural de la Marotinul de Jos, avem biserica de la Marotinul de Jos, din păcate nu știu denumirea, ramul pe care îl poartă,
Este o biserică de asemenea renovată destul de recent cu contribuția substanțială a enoriașilor și a foștilor domni de care v-am zis, respectiv domnul David de la Artego și domnii Marian Petcu de la Recon, ca și a preotului paroh, domnul Boangher Ion. Este punctul zero al satului Marotinu de Jos și, zic eu, cel mai important din punct de vedere istoric, ținând cont de Muzeul VC Strămoșești, pe care vă invit să-l vizitați. El este deschis decât vinerea, cu ajutorul, să zicem așa, al doamnei bibliotecare. Dar, din păcate, nu avem și un ghid care să prezinte foarte bine. Acest ghid era domnul Victor Ancuța, care, din păcate, nu mai este printre noi. Mulțumesc!